Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în ceea ce vă privește de această dată. Da. Să vedem ce vi se revelează în legătură cu relația voastră de cuplu în perioada următoare sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți mai multe lucruri despre această situație de viață, ce se va întâmpla cu aceasta, dacă se va schimba ceva, dacă veți cunoaște și voi un suflet pe măsură, da? un suflet așa cum vă doriți. Sau pentru cei care sunteți în așteptare, așteptați o veste, un mesaj, o surpriză din partea unui partener sau unei partenere, da? Hai să vedem dacă acestea vi se pot întâmpla în perioada care vine. Da, iată că, dragii mei, dragele mele, există în viața dumneavoastră sau în viața partenerului, partenerei voastre o situație care simțiți că vă scapă de sub control, da? o situație care cu cât o lăsați să se extindă asupra vieții voastre, cu atât vă simțiți mai nefericiți, mai nefericite. Există această situație în care pur și simplu niciunul dintre voi nu, nu poate să facă, nu poate să facă un pas, nu poate să acționeze. Dar atât tu, dragul meu sau draga mea, simt, cât și partenerul sau partenera ta, sunteți în situații de viață cu totul și cu totul diferite, care cer ca voi, ca voi să fiți cu totul și cu totul implicați acolo, da, în situațiile aceste de viață, dar să nu vă puteți orienta unul spre celălalt. Dar din acest punct de vedere, dragii mei, dragile mele, simt o tristețe extraordinar de mare în viața dumneavoastră, o tristețe care se manifestă ca urmare a faptului că voi știți foarte bine și această persoană știe foarte bine, persoana voastră, da, la ea mă refer, Știe foarte bine că voi sunteți suflete pereche și da, este posibil ca în perioada următoare el să-și dorească sau ea să-și dorească să facă tot, să repare tot ceea ce a făcut până acum sau tot ceea ce n-a făcut și să facă lucrurile pe care nu a îndrăznit să le facă până acum. Da? Din acest punct de vedere, dragul meu sau draga mea, pregătește-te pentru surpriza vieții tale pentru că această persoană ta se gândește de foarte mult timp să facă acești pași spre tine, se gândește de foarte mult timp la un plan de acțiune în ceea ce te privește. Și se gândește, într-adevăr, că a sosit momentul să nu vă mai călcați atâta pe inimă unul, pe ce unul uh, și unul și celălalt, da? Sau cealaltă. De ce? Pentru că această persoană consideră că ceea ce voi aveți merită luat în seamă, da? Pentru că este dragoste curată, este dragoste necondiționată și dacă vi s-a dat această șansă, da, să vă cunoașteți, să luați act unul de prezența celuilalt înseamnă că acest lucru s-a întâmplat cu un scop, da? înseamnă că nu știu, destinul universul așteaptă un, așteaptă un act din partea voastră, așteaptă ca voi să faceți ceva da? concret din acest punct de vedere, să vă apropiați unul de celălalt și să luptați cu situația în care vă aflați atât unul cât și celălalt, da? pentru că simt că amândoi sunteți în situații cu totul și cu totul străine de ceea ce voi aveți în suflet. Da, unul dintre voi, poate că voi, dragii mei, dragele mele, la cei care priviți sau cele care priviți la acest video, sunteți singuri, singure, nu v-ați refăcut viața de când ați cunoscut această persoană, um... Poate că sunteți triști, triste, pentru că tot așteptați un pas din partea acestei persoane, da, tot așteptați ca el sau ea să îndrăznească, să vină spre voi, da? și vă gândiți mereu, oare când va face această persoană acel pas, pentru că simt că nu mai pot aștepta, simt că se mă sfârșesc, simt toate aceste lucruri care vin asupra mea și sunt de unul singur, de una singură, sunt, sunt fără vreo putere, dar nu am nicio putere să fac ceva eu sau, mă rog mulți dintre voi vă regăsiți în această ipostază în care chiar nu ține de voi să faceți primul pas spre această persoană voastră, da? Pentru că nu puteți, da? Poate că nu vă permite starea financiară, poate că nu vă permite starea de sănătate, ce știu eu, sau relația pe care o aveți cu familia voastră, deși chiar și aceasta poate suporta amendamente, ca să zic așa, da? Nu este nimic bătut în piatră când vine vorba de familia noastră de proveniență, da? Totul poate fi corectat în timp și în mod clar ne putem rupe de aceasta dacă viața noastră o cere. Da. Există așadar și din partea cealaltă simt o situație foarte apăsătoare pentru că partenerul sau partenera ta într adevăr este posibil să și fi refăcut viața cu altcineva. Între timp, da, este posibil ca el sau ea să fie într o relație stabilă sau cel puțin care pare stabilă în aceste momente, posibil să aibă și copii. Da, dar nu-i nimic, copiii nu au de-a face cu ceea ce se află la nivelul sufletelor între voi doi. Da? Copiii sunt ființe nevinovate, ei trebuie să crească, să se dezvolte armonios, au nevoie de ambii părinți, este foarte adevărat. Și voi, dragii mei, dragile mele, respectați acest lucru, da? adică poate că știți despre partenerul sau partenera voastră că și-a refăcut viața cu altcineva, știți știți despre el sau despre ea că este implicat sau implicată într o altă relație și cu toate acestea nu vă puteți opri, da? Cu toate acestea voi simțiți în continuare dragoste față de el sau față de ea și nimeni nu poate împiedica acest lucru. Da, nici măcar o familie pe care acest bărbat sau această femeie o are. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici uh, optul, șaptele de cupe, dragii mei care îmi spun o carte foarte importantă care îmi spune că într adevăr această persoană este pe cale să uh, întoarcă spatele umbrei sale, da, adică să se lupte cu tot ceea ce a fost negativ în el sau în ea până acum, da, să lupte cu propria sa umbră, da, cu propriile sale temeri, cu Nesiguranța pe care a simțit-o în tot acest timp cât a stat departe de tine, da? Pentru că această persoană a crezut că dacă va merge mai departe în viața sa și își va reface viața alături de o altă persoană, a crezut că te va uita, da? A crezut că nu se va mai gândi la tine, dar iată că situația în care se află îi demonstrează contrariul, da? Și anume îi demonstrează faptul că... Um, că totul a devenit cu atât mai copleșitor în viața sa, dacă cu cât s-a afundat în acea situație de viață pe care și-a dorit-o, în care a dorit să se cufunde, cu atât parcă gândul la tine este mai puternic și mai revelator. Da? Adică această persoană își dă seama că în continuare tu, draga mea sau dragul meu, vei fi aleasa sau alesul său al sau alesul ei, da? aleasa lui sau alesul ei. Această persoană știe că în sufletul său îți va rămâne fidel sau fi fidel doar ție. Da? Și știe că la un moment dat va face, iată, va îndrăzni să facă toate cele lucruri pe care nu le-a făcut încă în relație cu tine. Uh. Bineînțeles că această persoană în timpul în care este singur sau singură nu face altceva decât să proiecteze asupra ta toate acele visuri pe care le are neîmplinite cu tine, da, adică tot se gândește că într-o bună zi ar putea să bine în fața ta și să uh, îți ofere un dar minunat, să ți ofere un inel, <coughs> să te facă să devii acea parteneră uh, în viața sa sau uh, acel partener de vis. Da, bineînțeles că pentru unii dintre voi poate veți spune, dar n-am nevoie de un inel, n-am nevoie de acest legământ sfânt între noi pentru că oricum ce poate fi mai sfânt între noi decât dragostea care le leagă deja. Da, și odată recunoscută această dragoste care există între voi, pentru voi nu există nimic mai de preț decât atâta. Da, și pentru voi este suficient ca această persoană să vină în viața voastră, să decide odată pentru totdeauna că te vrea sau că vrea să fie în continuare alături de tine și cam atât, da? În rest, nu vrei să știi prea multe lucruri în legătură cu cadouri, daruri, ce ați putea să vi le faceți și așa mai departe. Astea vor veni de la sine în perioada următoare, da? Uh, hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici un patru de spade, dragii mei care îmi spune că în această perioadă persoanei tale nu este deloc bine, da? în sensul că este posibil să fie bolnav sau bolnavă, posibil să sufere, nu știu, să știți că orice suferință care ar putea veni din punct de vedere al sănătății în viața acestei persoane vine tot ca urmare a acestei suferințe de suflet pe care o are el sau ea, acestei neîmpliri de împliniri pe care o are în viața sa sufletească, în viața sa emoțională, da? Pentru că această neîmplinire la nivel de suflet se repercutează asupra tuturor domeniilor vieții noastre, da? Fără doar și poate. Această persoană cu atât mai mult nu poate să nege în aceste momente că ceea ce se întâmplă în viața sa ca neîmpliniri, da? În celelalte domenii se întâmplă tocmai din cauza faptului că nu și-a putut atinge acest vis alături de tine, da? Că n-a putut să meargă mai departe în relația cu tine. Așadar, ceea ce îl macină sau ce o macină pe această persoană în aceste momente va fi tot dorința de a-și împlini relația cu tine și pentru el sau pentru ea aproape că are această revelație că nu contează ce va face în perioada următoare atât de mult cât rezultatul pe care îl va avea, da? Adică poate că nu se pune atât de mare accent pe acțiunile sale cât pe rezultatul care uh, va veni în urma acestor acțiuni. Așadar, uh, indiferent care va fi planul său de bătaie, indiferent va, care va fi uh, planul său de acțiune, uh, important este că această persoană își dorește să vină în viața ta, își dorește să vină în fața ta, are, va avea curajul să facă acest lucru, chiar dacă a trecut foarte mult timp de când voi uh, v-ați văzut ultima oară este clar că mulți dintre voi păstrați încă amintirea vie a acestei persoane, așa cum vi s-a prezentat o ultima oară, da? Adică pentru voi, chiar dacă a trecut timpul, poate adică în mod sigur mulți dintre voi ați ați îmbătrânit, da? Sau, mă rog, au trecut uh, urmele timpului se vă, se văd pe aspectul uh, pe aspectul vostru exterior, ca să zic așa, indiferent cât noi am vrea să negăm acest lucru. <coughs> indiferent cât de mult se văd aceste cicatrici, ca să zic așa, și la nivel sufletesc, și la nivel fizic, voi țineți minte această persoană așa cum vi s-a prezentat ultima oară în viața voastră. Da? Adică voi îl țineți minte sau o țineți minte pe această persoană, tot tânăr sau tânăr, așa cum era atunci când l-ați cunoscut, când ați cunoscut-o și pentru voi va rămâne veșnic tânăr sau tânără, da? indiferent cum uh, s-ar arăta el sau ea în aceste momente. Da, este clar că și peste voi a trecut timpul, da? Uh, cu toții ne schimbăm, odată cu trecerea timpului trebuie să acceptăm acest lucru, nu avem ce face, dar uh, important este ce păstrăm în sufletul nostru, da? important este că uh, ceea ce avem în suflet nu doar că nu se schimbă, da? dar această dragoste se pare că sporește cu timpul. Da? Hai să vedem și următoarea carte, da, se pare că mulți dintre voi, și această persoană cu atât mai mult, se luptă cu greutățile, se luptă cu obstacole din viața sa, da, este copleșit sau copleșită de tot felul de greutăți, greutăți pe care nu a putut, pe care nu mai poate să, cărora nu mai poate să le țină piept de unul singur sau de una singură, da această persoană nu neapărat că are nevoie de tine pentru a-ți împărtăși aceste greutăți pe care le duce, da? pentru că nu vrea să te împovereze pe tine cu acestea, dar uh, ar avea nevoie de inboldul să zicem, pe care îl dă energia ta pozitivă, energia ta benefică. Da? Uh, să zicem că doar tu, dragul meu sau draga mea, îi poți oferi acea, acel confort, acea uh, împărtășire, uh, acel suport psihic, pe care, de care această persoană are nevoie pentru a merge mai departe. Da? Pentru că în aceste momente se simte cam blocat, blocată într-o situație fără ieșire și simte că se luptă cu morile de vânt. Da? Este ca și cum toate acele forțe din exteriorul său sunt împotriva sa. Simte că nu mai poate să înainteze în viața sa, simte că nu mai poate face nimic de valoare. Această persoană, să nu uităm că este o persoană foarte realizată din toate punctele de vedere, dar parcă acum totul a stagnat în viața sa, da? A stagnat, adică din punct de vedere al afacerilor, din punct de vedere al muncii sale, am putea spune că cariera sa se află în stand-by, nu se mai întâmplă nimic palpitant la acest nivel, nimic de valoare, se simte fără inspirație această persoană, da? nu mai poate crea nimic, iar la nivel familial să nu mai spunem, dar nici aici și aici se pare că flacăra dintre cei doi s-a stins, adică Mă rog, și acea flacără care a existat așa doar pâlpâitoare la început, se pare că s-a stins aproape de tot între cei doi, abia dacă, abia dacă își mai vorbesc uneori. Da. da, este o relație între cei doi este o relație mai degrabă de uh, cum să zic, de priet nu de prietenie, de uh, colaborare. da? Este o relație de colaborare care a, a rămas ca urmare a faptului că cei doi sunt căsătoriți, da? Sau căsătorit la un moment dat și iată, au decis să împartă să-și împartă destinul împreună, adică să uh, aibă niște copii împreună pe care să-i crească, yeah. da? Și să-și ducă viața amândoi, da? până la urmă despre asta. Este un, o înțelegere. O înțelegere. Cam asta a rămas între cei doi. Și cam atât. Nu mai văd sentimente acolo. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici Asul de Spade, dragii mei, alături de acest patru de cupe. Două cărți foarte bune care îmi spun că în curând în viața, dumne... în viața acestei persoane va reveni inspirația și inspirația ei va veni din faptul că într-o noapte poate se va simți cu totul altfel această persoană și uh, nu doar pentru că va face ceea ce face în mod obișnuit când este de unul singur sau de una singură, adică se va gândi intens la tine, și în momentele în care se va gândi la tine, da, poate că pe de-o parte își amintește de momentele pe care le petreceați altădată împreună, poate că pe de altă parte se gândește la viitorul pe care și-l dorește alături de tine și proiectează tot felul de visuri în legătură cu tine, da, cum ar fi să fiți împreună și așa mai departe. Această persoană, gândindu-se la tine, în timp ce se gândește la tine, se va simți deodată cuprins de această inspirație, da? Această inspirație care îi va fi oferită ca un dar din partea Universului, din partea Providenței, spune-i cum vrei tu, pentru că el sau ea își împarte din nou energia cu tine, da? Pentru că el sau ea îndrăznește atât de mult să se gândească la tine și universul îl, vrea să-l recompenseze sau să o recompenseze pe această persoană pentru asta, da? De deci, ce? Și ca urmare a exprimării acestei inspirații în viața sa, această persoană va simți nevoia, poate pentru prima oară după atâta timp, să reia comunicarea cu tine, să-ți trimite un mesaj, să-ți trimite o veste, da? Pur și simplu să te întrebe, hei, ce faci, știi? Să... Să te facă să realizezi că în lumea asta se mai află cineva care se gândește la tine, și acel cineva este chiar el sau ea. Este chiar această persoană la care și tu te gândești, da? Ce poate fi mai frumos decât atât? Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici optul de pentagrame, alături de acest șapte de cupe. Da, este clar că în perioada următoare această persoană vrea să te aleagă, această persoană vrea să facă să-și ducă la împlinire planul în legătură cu tine. Nu știe concret cum va face, da? pentru el sau pentru ea mai puțin contează acest lucru. Dar ceea ce contează este că trebuie să facă ceva să-și urmeze fluxul inimii, să-și urmeze calea inimii, da? pentru că această persoană nu mai poate să se nege pe sine. Da? Asta este ceea ce am spus întotdeauna în legătură cu persoanele acestea care la un moment dat iau alt drum în viață decât acela pe care este al inimii lor, da? negându-se pe, pe ele însele, aceste persoane. Și, iată, la un moment dat are loc trezirea, pentru că nu pot continua uh, așa la nesfârșit. Da? Aceste persoane vor trebui să se întoarcă la un moment dat pe drumul lor, să se întoarcă la ceea ce au lăsat în urmă. Și iată că avem aici uh, rolul extraordinar al educației în viața acestei persoane, da? Poate că, uh, poate că această persoană nu este genul de om, de genul de bărbat sau genul de femeie care să fi pus până acum accent pe, pe educație foarte ridicat, da? Dar pe măsură ce trece timpul în viața sa, poate că uh, s-a simțit atras de anumite uh, cursuri sau de anumite. Elemente care să îl aducă mai aproape de Sufletul său, de mintea sa, da? de modul cum poate funcționa mintea sa, da? pentru că această persoană uh, simt că vrea să își stăpânească mai bine mintea, să își stăpânească mai bine Sufletul, da, să vadă cum funcționează acestea și este interesat de aceste lucruri, da, este interesat de spiritualitate, iarăși, foarte mult. Uh, vrea să vadă, îl interesează zona ezoterică, îl interesează zona extra extraterestră a acestei vieți, da? îl interesează toate zonele acestea cu totul, să le spunem, obscure, da? despre care nu există foarte multe informații sau informațiile care există ne sunt ascunse. Da. Așadar, această persoană se va focusa acestor, asupra acestor lucruri și în continuare. De ce? Pentru că de aici se pare că își ia cea mai mare parte a inspirației sale și, având în vedere că va face ceea ce îi place în continuare, este normal să apară și inspirația de care are atâta nevoie pentru, uh, pentru a aduce un flux de noutate în viața sa și pentru a-și relua uh, lucrurile, da? pentru are căpăta valoare în viața sa, da? pentru a face din nou lucruri de valoare și hai să vedem și următoarea carte, wow, dragii mei, iată, în ciuda, în ciuda uh, perioadei acesteia de, uh, de însingurare prin care această persoană a trecut, da? pentru că chiar dacă chiar dacă se află într-o relație de cuplu, da? chiar dacă este căsătorit sau căsătorită, această persoană s-a simțit și se simte se simte în continuare foarte singur sau singură. Dar iată, chiar dacă a trecut prin această perioadă foarte dificilă pentru el sau pentru ea, el sau ea se va căsători din nou. Da? Va renunța la partenerul cu care este în aceste momente sau parteneră și se va căsători cu tine. Da? Acest patru de bâte, iată, anunță această căsătorie cu tine. Faptul că vă veți bucura de tot ceea ce este mai bun în viața voastră va sosi momentul în care... Um, Vă veți manifesta uh, recunoștința pentru tot ceea ce aveți, vă veți simți cu adevărat împliniți în viața voastră și, da, va fi un moment de apogeu de care vă veți apropia amândoi. Uh, veți celebra, vă veți simți foarte dornici să vă manifestați uh, să, mă, să vă manifestați această capacitate a voastră de a fi festiv, da? de a celebra viața, pur și simplu. Și următoarea carte, iată că este Balanța, Echilibrul, da, cardul cu numărul 14 alături de acest 10 de băte. Spuneam această persoană, bineînțeles că nu va uita perioada destul de lungă de dificultăți care a fost în viața sa, nu va uita greul prin care a trecut, da, și faptul că acum va avea parte de această fericire alături de tine, faptul că îi se dă din nou șansa la această fericire îl va face să să privească puțin în urmă, să se oprească un pic și să își dorească să, să nu fie atât de exaltat în legătură cu ceea ce, se, ce se întâmplă, da? Pentru că această persoană își dă seama că fiecare moment are importanța sa în viața lui, în viața noastră, da? Și uh, va aprecia totul cu mult mai mult, uh, cu mult mai multă putere. Și acest lucru, ceea ce i s-a întâmplat în viața sa, etapele prin care a fost nevoit să treacă sau nevoită să treacă, îl, va, îl vor face să, să domândească un oarecare control asupra vieții sale și să își dorească să păstreze un anumit echilibru, da? astfel încât să nu fie nici foarte exaltat, da? nici foarte entuziasmat, da? adică entuziasmat, da, poate să fie dar să nu fie, să nu pășească neapărat în extaz, da, pentru că pentru că nu este de dorit da, și să-și păstreze totuși un echilibru vizavi de emoțiile sale vizavi de viața sa în general să fie, să trăiască totul cu moderație asta aș va dori să atingă această persoană pentru că știe cât de important este acest lucru moderația în viață, da Hai să vedem și următoarele cărți. Wow, dragii mei! Cea mai importantă carte din Oracol și din Tarot, cardul cu numărul 30, Soarele. Deschideți inima pentru uh, imensa creștere care urmează în viața ta, în viața voastră, dragii mei, dragele mele, urmează o creștere extraordinară în toate domeniile vieții voastre. Veți atinge recunoașterea, veți atinge succesul, veți atinge bunăstarea sub toate formele, da? Practic nimic nu mai este separat de voi. Nimic nu va mai fi separat de voi. Iată că avem și aceste două cărți. Dacă au ieșit amândouă, să le iau pe amândouă. Self-respect Adul cu numărul 28, care vorbește de respectul de sine, vă veți recăpăta acest respect de sine în urma faptului că veți reveni în ace la această conexiune cu persoana voastră de vis, cu sufletul vostru pereche. Da, este clar că sunteți la un punct de a câștiga tot ceea ce v-a ce fost uh, promis pentru această viață, Da. Și următoarea carte, Conexiune, da, ce poate fi mai interesant în legătură cu această relație voastră decât faptul că ați refăcut această conexiune, că sunteți uh, într-un moment de apogeu, spuneam, uh, al relației voastre, cardul cu numărul 6, da, poate că acest număr va fi semnificativ pentru voi, uh, da, relația voastră se simte și se aude ca o muzică diafană, ca o muzică îngerească, da, Așa resimțiți această conexiune extraordinară dintre voi doi. Și hai să mai luăm un card. Uh, da, uh, este bine să priviți dincolo de... Să priviți dincolo de orice aventură care ar putea să existe între voi doi, da? Adică dacă relația voastră s-a manifestat sub formă de aventură până acum, să știți că această relație a voastră se poate transforma în ceva cu totul și cu totul sublim, în ceva cu totul și cu totul foarte important, da, dincolo de orice aventură. Adică este clar că între voi doi nu poate fi și n-a fost niciodată doar o aventură, ci este ceva cu totul și cu totul profund. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!